Instrumentele muzicale de suflat din lemn. În urmă cu peste 20.000 de ani, omul primitiv a descoperit că poate produce diferite sunete muzicale suflând în găurile unui os, în fragmente de trestie goală sau în diferite coji de fructe uscate. La început, aceste instrumente muzicale erau folosite în diferite ritualuri de a aduce ploaia, de a vindeca diferite boli sau pentru protecția culturilor. Dintre instrumentele muzicale de suflat din lemn, în orchestra simfonică sunt folosite flautul, oboiul, clarinetul și fagotul. Există însă și alte instrumente de suflat, dintre care amintim fluierul, naiul și blocflöte. Flautul face parte din familia instrumentelor de suflat din lemn, deși este confecționat din metal. Apartenența la această familie de instrumente se datorează faptului că strămoșii flautului au fost confecționați din lemn, apoi din porțelan, din cristal, iar acum din metal. Emiterea sunetelor se face prin introducerea coloanei de aer în interiorul instrumentului și astuparea găurilor cu clape care se găsesc deasupra acestora. Sunetul flautului este cald și plăcut. Să ascultăm timbrul flautului. Clarinetul a apărut pentru prima dată în urmă cu 700 de ani în țările din Asia. De obicei, este construit din lemn de abanos. Pentru a cânta la clarinet, este folosită o lamă fină de trestie care se numește angie. Aceasta se unește cu partea de sus a instrumentului. Să ascultăm timbrul clarinetului. Oboiul este un instrument de suflat care își are originile în muzica grecilor antici. La început, era confecționat din trestie, tulpini de orz, lotus și chiar din oase de animale. Forma actuală a oboiului provine din Franța, unde a fost întâlnit pentru prima dată la curtea regelui Ludovic al XVI-lea. Oboiul are o ancie dublă, care se prinde într-o țeavă subțire și se leagă de corpul instrumentului. Acoperirea găurilor în timpul cântării se face cu ajutorul unor clape așezate deasupra lor. Deoarece oboiul seamănă foarte bine cu clarinetul, putem recunoaște instrumentul privind capătul de sus al lui. Sonoritatea oboiului este pătrunzătoare. Sunetul seamănă cu vocea unei rățuște. Să ascultăm timbrul oboiului.
Fagotul este urmașul unui instrument de suflat care avea lungimea de 3 metri. Deoarece era greu de mânuit, în secolul al XVI-lea, abatele Albonesi din Ferrara s-a gândit să conceapă un nou instrument cu corpul îndoit, tocmai pentru a fi mai ușor de folosit. Perfecționarea instrumentului a continuat până în secolul al XIX-lea. Acum, fagotul are lungimea de 1,32 m. Este construit din lemn de abanos sau palisandru. Are o țeavă subțire de care se leagă ancia dublă. Tubul instrumentului are găuri care se astupă cu ajutorul clapelor care se află deasupra acestora. Datorită timbrului său, fagotul este considerat bunicul instrumentelor de suflat. Să ascultăm și noi timbrul fagotului. Care dintre cele patru instrumente muzicale ți-a plăcut mai mult? Argumentează alegerea făcută.